Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. Mi-am propus ca în această ediție să discutăm despre suferințele inimii. Aceasta poate într-un context nou, și anume acela al faptului că nu știm exact dacă bolile inimii apar dintr-o dată sau ele există și se accentuează pe zi ce trece în funcție de stilul nostru de viață. Am văzut sportivi care se antrenează continuu, dar care sunt continuu evaluați de medicii lor. Și cu toate acestea, și-au pierdut viața pe teren sau au făcut infarct. Sunt foarte multe elemente necunoscute atunci când vorbim despre suferințele inimii. Dar totodată sunt foarte multe lucruri știute despre ceea ce am putea face ca inima noastră să rămână cât mai mult timp sănătoasă. Pentru această ediție l-am invitat alături de noi pe domnul profesor dr. Dragoș Vinereanu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că ați acceptat invitația noastră. Cu plăcere. Vreau să spun că domnul profesor este doctor în științe medicale, a fost prorector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, este șef de clinică, cardiologie și chirurgie cardiacă din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București și președintele Fundației Române a Inimii. Domnia sa, am făcut eu așa un calcul sumar, a văzut în cariera profesională de excepție pe care o are 150.000 de pacienți. Sigur că media pe an este cam între 3.500 și 5.000 de bolnavi. Este foarte mult, pentru că fiecare bolnav este unic în felul lui. Domnule profesor, când vorbim de un astfel de palmares, garantat este o pasiune pe care nimeni nu o poate contesta, ca să poți să vezi într-o viață atât de mulți pacienți. Și am descoperit de fapt că pasiunea dumneavoastră pentru medicină a existat dintotdeauna. Odată este un har divin, dar totodată un har genetic, pentru că părinții dumneavoastră, medici fiind, ați crescut în acest mediu. Și mai mult decât atât, în anul 2 de facultate, ați iubit cardiologia, având o suferință a tatălui dumneavoastră. Și atunci, chiar dacă iubeați dinainte cardiologia, v-ați hotărât să faceți această specialitate, tocmai pentru că ați simțit că este foarte mare nevoie de ea. A fost greu acest parcurs de excepție pe care l-ați avut și l-aveți în continuare în cariera dumneavoastră? Da, bineînțeles. Foarte greu, adică să ai un parcurs în care să vezi atât de mulți pacienți, cum spuneați, niciodată nu m-am gândit să-i calculez, sau cu tot dumneavoastră acum, să lucrezi până la urmă pe două continente, în trei țări și să-ți faci diferite specializări și să profesezi atât din punct de vedere al profesiunii medicale, cât și din punct de vedere al profesiunii de profesor în medicină, de om care învață pe alții sau de cercetători, e foarte greu să le combini pe toate și să le faci într-un interval de timp relativ scurt. Munca a fost imensă și imensă în continuare, adică probabil că mai mult de 80% din viața mea este dedicată medicinii în acest moment. Ați lucrat pe două continente și în trei țări, ați spus? Am lucrat în România, evident, unde mi-am început cariera, după care am lucrat în Marea Britanie pentru 3 ani de zile, unde a fost o perioadă de specializare în cardiologie, după aceea de cercetare, mergând până la gradul de profesor invitat la Universitatea din Cardiff, după care am fost în Statele Unite, tot în calitatea de profesor invitat la Universitatea din Duke, din North Carolina, unul dintre cele mai puternice centre de cercetare clinică din lume. Sigur, legăturile acum sunt continue cu toți profesorii pe care i-ați cunoscut, cu specialiștii din întreaga lume, pentru că
aceste congrese internaționale organizate anual la care sunteți prezent înseamnă o continuă legătură și un beneficiu extraordinar. Domnule profesor, ați început cu stetoscopul, iar acum sunteți într-un centru de excelență în cardiologie la Spitalul Universitar. Sunt anumite proceduri unice, sunt anumite proceduri ale dumneavoastră, exclusive. Spuneți-mi, este mai simplu astăzi, în acest context, să îngrijiți un bolnav decât în urmă cu aproape 3 decenii? Și da și nu. Pe de o parte este mai simplu, fiindcă ai la dispoziție toată această tehnică care îți permite să pui un diagnostic și să aplici un tratament care practic nu exista în urmă cu ani de zile, pe vremea mentorului meu, domnul academician, profesorul Gherasim. Pe de altă parte, e mai greu, fiindcă totul s-a tehnicizat, trebuie să știi fiecare dintre aceste dispozitive cum funcționează, trebuie să știi ce avantaje ce aduce în diagnosticul și tratamentul pacienților, ce complicații poți să ai și de multe ori poți să ai complicații majore, complicații vitale și cum să le ocolești. Spuneam în deschidere că toți am fost surprinși văzând că sportivi despre care noi credem că sunt continuu supravegheați de medici, pentru că altfel nu ar putea să iasă în teren, care evoluează foarte bine și într-o zi, fără să știe nimeni de ce, se prăbușesc. Se spune că sportul este foarte important în bolile cardiace, chiar e nevoie să faci mișcare. Ce se poate întâmpla? Oare inima poate să sufere fără să se manifeste, fără să dea un semnal vreodată? Da, știm că, ca în orice patologie, de altfel, există boli acute și boli cronice. Și în bolile cardiovasculare avem același tip de boli acute și cronice. Boli acute care pur și simplu apar în plină sănătate aparentă, chiar dacă ceva pe dedesubt există modificat, dar noi nu putem să știm dinainte. Și există boli cronice care au o evoluție lungă și de care știm și care evoluează în trepte. Da. Se pot agrava, se pot merge spre bine, uneori se pot ameliora complet cu lungi perioade, dar evident și în cardiologie avem acest aspect. Legat de ceea ce spune și anume sportivii de performanță, aici sunt 20 de ani de experiență, cred că sunt 20 de ani de când am publicat primul articol în American Journal of Cardiology, unul dintre jurnalele cele mai importante și de altfel un articol foarte, foarte citat, încă citat după 20 de ani și care și în care tocmai problema asta ne opuneam cu colegii de la Universitatea din Cardiff, și anume ce se întâmplă cu acest sportiv de performanță. Sportul de performanță este un antrenament bun pentru inimă sau poate determina anumite patologii? Și practic în ultimii 20 de ani, ceea ce arătam noi atunci, că sportul de performanță e bun pentru inimă și că nu determină o patologie și că este un antrenament fiziologic, rămâne adevărat în continuare. Marea problemă e că și sportivii sunt oameni și sportivii pot face boli. Și sportivii pot face boli de inimă, pot face infarct, pot să aibă niște boli care nu au fost diagnosticate și ca atare au acest risc fie de a muri pe terenul de sport, cum s-a întâmplat cu sportivi celebri, fie să facă infarct sau alte complicații pe terenul de sport. Chiar dacă sunt foarte bine urmăriți, fie o situație acută nu poate fi prezisă prin această urmărire, fie uneori protocoalele de urmărire ale lor, și aici și noi am contribuit destul de mult, sunt destul de sumare și ar trebui un pic revizuite și nu mai revizuite, adaptate. Și adaptate la noile posibilități tehnologice, fiindcă într-adevăr la ora actuală o ecografie se poate face cu un aparat, cu telefonul de mic sau cu o tabletă,
și cu o sondă de ecograf atașată, o runde, așa că există această posibilitate și lucrurile ar trebui să se dezvolte și din punct de vedere al urmăririi sportivilor de performanță cu ecocardiografia ca o analiză, ca un test obligatoriu pe care să-l aibă. Acum, fiecare caz dintre sportivii de performanță pe care îi știm și cazul recent al fotbalistului din echipa Danemarcei care a căzut pe teren, fiecare caz e particular. Nu există boli, există bolnavi. Noi nu știm foarte bine încă ce s-a întâmplat în cazul lui. Dar avem alți sportivi de performanță, cum au fost și fotbalistul din Camerun, care a căzut pe terenul de sport, și cel care a jucat la Dinamo, și Serghei Grinkov, de exemplu, probabil că vi-l amintiți, că e din generația noastră unul dintre cei mai mari patinatori ai lumii, campion mondial, olimpic, din partea Uniunii Sovietice pe vremea aceea, și care la fel a murit în timpul unui antrenament fizic. Deci la ei știm că în spate a fost o boală genetică a inimii care nu a fost diagnosticată la timp și care reprezintă sau a reprezentat, cred că în continuare reprezintă cea mai importantă cauză de deces la sportivii de performanță, și anume cardiomiopatia hipertrofică. De fapt, am luat exemplul lor gândindu-mă la faptul că, așa cum spuneam la un moment dat, ei sunt supravegheați medical. Nu vorbim de persoane care nu ajung la medic niciodată, ci de persoane care chiar sunt evaluate medical. Și am mai avut un exemplu, chiar o persoană care nu avea niciun fel de problemă, care chiar făcea EKG, verificare și ecografie cardiacă, niciun fel de indiciu, și dintr-o dată a ajuns într-o clinică de cardiologie și au fost montate 2-3 stenturi. În acest context, evaluarea despre care vorbim, controlul periodic, sunt puse oarecum sub semnul întrebării cum ar trebui făcute, când ar trebui făcute. Există niște simptome, oricine ar trebui să meargă la medic. Lucrurile sunt așa, faptul că oamenii se duc la medic, faptul că sunt puse niște diagnostice în ceea ce privește factorii de risc major, hipertensiunea, diabetul, dislipidemia, fumatul, care până la urmă tot boală reprezintă. Toate aceste lucruri sunt esențiale, fiindcă ele reprezintă ceea ce noi numim prevenția cardiovasculară primară. Adică dacă noi punem diagnosticul factorilor de risc și controlăm factorii de risc, riscul cardiovascular al pacienților respectiv scade foarte mult. E drept, mai rămâne o bucățică, nu scade la zero, e imposibil. Am devenit ca nemuritorul, am trăit perpetu, ceea ce este imposibil. Așa că există în continuare un risc cardiovascular, dar unul este să ai un risc cardiovascular de 10% să mori în următorii 10 ani și nu să-l reduci la 1% sau chiar sub 1% prin controlul tuturor acestor factori de risc. Așa că mesajul pentru cei de acasă este foarte important și este: mergeți la medic, controlați-vă factorii de risc, puneți diagnosticul de la început, cât mai precoce, a principalelor probleme, cum ar fi hipertensiunea, pe care o numim ucigașul tăcut, fiindcă de multe ori nu doare, nu se întâmplă nimic, doar ai niște tensiuni ceva mai mari, le ignori, nu le tratezi și dintr-o dată apare accidentul vascular cerebral sau infarctul. Diabetul, care iarăși poate evolua 10 ani fără să știi că ai diabet. Dislipidemia, nu doare de niciun fel faptul că ai colesterolul mare, așa cum știm. Deci toate aceste lucruri, toate acești factori de risc majori, trebuie într-adevăr pus un diagnostic rapid, un diagnostic precoce, tratați corespunzător, aduși limitele normale a ceea ce noi numim țintele tratamentului, țintele tensiunii arteriale, țintele glicemiei, țintele colesterolului, LDL colesterolului, adică colesterolului rău. Și în acel moment, evident că riscul cardiovascular se reduce foarte, foarte mult. Deci screening-ul rămâne esențial, de altfel la nivelul Fundației Române a Inimii, a Societății Române de Cardiologie,
am reușit prin finanțare europeană să demarăm în urmă cu câteva luni un program de screening la nivel național la care lucrăm foarte intens și care este foarte important pentru cardiologia românească și nu numai pentru cardiologia românească, pentru medicina românească. Fiindcă vom ști exact care este prevalența factorilor de risc în populație, ce trebuie să facem, unde trebuie să intervenim mai mult, cum trebuie să ne adaptăm politicile de sănătate, politicile noastre, ale cardiologilor, modul în care îi tratăm pacienții și așa mai departe. Deci e esențial, screening-ul este esențial și oamenii trebuie să meargă la medic, nu neapărat dacă au simptome, cu atât mai mult dacă au simptome, fiindcă, așa cum spuneam, toți acești factori de risc nu au simptome. Ca să nu mai spun de fumat, iarăși, repet, în fiecare emisiune, fumatul reprezintă o mare problemă din punct de vedere cardiovascular. Adică, e drept că determină și cancer pulmonar, dar, până la urmă, legătura cu bolile cardiovasculare este foarte, foarte strânsă și noi ne întâlnim acum cu o explozie de infarcte la tineri, la care principala cauză pe care o depistăm este fumatul. Așa că... Dar ce se întâmplă, de fapt, domnule profesor? Puteți să explicați cum apare infarctul în cazul fumătorului? Păi, fumatul are fel și fel de substanțe în fumul pe care îl inhalezi, dintre care nicotina este cea mai cunoscută și cea mai importantă și cea mai nocivă pentru inimă. O cantitate infimă de nicotină știm că poate omorî un elefant. Și ca atare, vasele se strâng din cauza acestor substanțe, ca atare devin rigide, devenind rigide dezvoltă ceea ce numim procesul de ateroscleroză, se depun mai ușor grăsimi și se îmbolnăvesc mult mai repede și la un moment dat plesnesc și apare infarctul. Și atunci simplu. E simplu și trist. Da. Și atunci când apare infarctul, pentru că până la urmă există persoane care pot fi salvate în momentul în care s-a intervenit rapid sau există în funcție de tipul de infarct? Indiferent de tipul de infarct, important este să intervii rapid. Și de altfel... Noi, iarăși, de 10 ani, la nivelul Societății Române de Cardiologie, avem acest program finanțat de către Ministerul Sănătății de tratament intervențional al infarctului de miocard, care este la nivel național în acest moment și foarte, foarte important, fiindcă el permite tratamentul cel mai eficient, în cel mai scurt timp, al pacienților cu infarct de miocard, în așa fel încât să salvăm vieți și să asigurăm o recuperare mult mai bună post-infarct. De altfel, mortalitatea în spital, în urma acestui program, de la 13,5-14% s-a redus undeva în jur de 6%, adică un rezultat senzațional al unui program pe care ne-am străduit foarte mult să-l implementăm și care funcționează în continuare foarte bine prin efortul cardiologilor din întreaga țară. În afară de infarct, totuși, domnule profesor, sunt foarte multe suferințe cardiace la tineri. Ceea ce de fiecare dată semnalați este acest număr crescut. Poate, câteodată, spuneați că este și posibilitatea pe care o are acum cardiologia de a depista boli de timpuriu. Dar, totuși, frecvența este destul de mare în rândul adultului tânăr. De ce se îmbolnăvește inima atât de rău când vorbim de un tânăr care are... N-am lucrat foarte mult. Nu... De ce oare se îmbolnăvește așa de vreme? E combinația exact cea pe care o aminteam mai devreme, și anume stres plus fumat. Mm-hmm. Adică viața noastră s-a modificat foarte mult din punct de vedere al stresului. Chiar dacă nu îl percepem din punct de vedere acut, este un stres cronic permanent pe care îl avem prin multiple motive pe care n-o să le discutăm acum, dar știm cu toții că percepem într-un fel acest stres cotidian pe care îl avem. Acesta adăugat cu fumatul determină o afectare marcată a arterelor și în special a arterelor inimii, dar nu numai arterelor inimii, și a arterelor de la nivelul creierului, și apare infarctul și accidentul vascular cerebral. Pe de altă parte, faptul că ne-a modificat foarte mult stilul de viață, adică obezitatea care este foarte frecventă la copii acum, lipsa efortului fizic, nu mai zic tot ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate cu pandemia care
practic ne-a obligat să stăm cât mai mult legați de televizoare, de diferite ecrane cu sistemele acestea online și ca atare. Toată activitatea fizică aproape s-a dispărut complet din partea noastră. Lucrurile acestea toate contribuie, lipsa activității fizice, sedentarismul, obezitatea, nu mai spun de dieta, care e din ce în ce mai prost condusă, adică în loc să avem o dietă bazată pe fructe, pe legume, pe semințe de toate felurile, pe pește, dieta noastră știm foarte bine cum e în România. Adică bazat în special pe cărnița de purcel și pe cartofi și pe orez și pe lucruri care toate până la urmă modifică în mod marcat structura arterelor și în special arterelor inimii, arterelor creierului și apar patologiile de care vorbeam mai devreme, bolile de care vorbeam mai devreme, infarctul și accidentul vascular cerebral. Asta vreau să vă întreb până la urmă. Am înțeles alimentația, am înțeles fumatul, stresul. Cum anume afectează vasele de sânge? Cum anume afectează inima? Ce se întâmplă? Care e mecanismul? Unde le spun eu, culmea prietenilor, că ei sunt cei mai stresați pacienți pe care îi văd până la urmă. Din păcate, zic, vă scăldați în adrenalină. Asta se întâmplă. Adică ne scăldăm în niște hormoni pe care organismul îi produce în condiții de stres. Nu e numai adrenalina. Adrenalina e cel mai cunoscut dintre ele și din filme și de peste tot. Sunt mulți, mult, mult mai mulți hormoni de stres, substanțe care sunt secretate în momentul în care ești stresat și care toate atacă vasele. Toate determină să se strângă vasele, determină să formeze plăci la suprafața vaselor și în final să se rupă, așa cum spuneam mai devreme. Ce se întâmplă atunci când se rupe un vas, domnule profesor? Mori. Nu reușiți să-l cârpiți puțin? Dacă se rupe de tot, de obicei nu prea mai ai ce să faci. Dacă doar plesnește vasul, cum îmi place să spun, se formează un chiac pe suprafața lui și vasul se închide, ceea ce din rău ajungem în mai rău. Adică în momentul în care se închide vasul, tot ce este irigat de vasul respectiv moare. Dacă e irigat mușchiul inimii, se numește infarct și moare mușchiul inimii. Dacă e irigat creierul, se numește accident vascular cerebral și moare creierul. Așadar, o astfel de suferință este fatală? Ori este fatală, ori are niște consecințe pe termen lung, care determină modificări importante în ceea ce privește viața pacientului. E drept că la ora actuală, exact cum spuneam, în infarctul de miocard aveam această posibilitate în care deschidem foarte repede vasul cu niște dispozitive pe care le avem la dispoziție, umflăm niște baloane, punem niște plase de sâmb, așa, care poartă nume de stenturi, ținem vasul deschis și atunci reușim să salvăm cât mai mult din mușchiul din inimii și evoluția pacientului poate să fie foarte bună. Și de altfel, așa cum spuneam, de când a început acest program, mortalitatea a scăzut, evoluția pacienților s-a îmbunătățit, pacientul în loc să mai stea 10 zile în spital, stă 5 zile în spital, în medie, deci lucrurile s-au îmbunătățit în mod senzațional din cauza acestui program de tratament al pacienților cu infarct pe care îl continuăm de 10 ani de zile. Câte stenturi se pot pune unui pacient? Se pot pune multe stenturi. Acum depinde și asta cu stenturile. La un moment dat trebuie să te oprești, adică până la urmă există soluțiile chirurgicale și trebuie să le pui în balanță. Merită să rezolvi pacientul cu stenturi și să-l pui 7-8 stenturi, sau pur și simplu merită ca pacientul să meargă către chirurgie, să fie rezolvat chirurgical. Noi avem recomandări foarte clare la nivel european, pe care le avem și în România, traduse și promovate de către Societatea Română de Cardiologie prin diferitele cursuri, congrese pe care le avem, prin care discutăm în permanență. Decizia e bine să se ia în echipă. În general, în medicină, deciziile trebuie să iei în echipă. Nu trebuie să ai ego, nu trebuie să consideri că tu ești cel mai bun și că opinia altuia nu contează. Ba, din contră, de foarte multe ori opinia altuia este esențială și trebuie să o asculți. Chiar dacă poate că opinia ta este cea pe care o urmezi în actul medical, dar ascultă și pe altcineva, fiindcă s-ar putea să aibă o opinie mai bună decât a ta, să-ți dea niște sugestii, să... Nu mai spun când noi lucrăm în sala de cateterism, adică dacă nu ne iese ceva, primul
pas, după ce încerci un sfert de oră, 20 de minute, e să te dai un pic la o parte și să-l lași pe colegul de lângă, care s-a antrenat pe margine, ca la fotbal, uitându-se și de obicei iese. Adică nu știu cum se întâmplă și ce se întâmplă, care sunt factorii psihologici, dar nu-ți reușește ceva, nu trebuie să-ți fie rușine, nu trebuie să te simți lezat în ego-ul tău că te-ai dat la o parte și că l-ai lăsat pe un coleg, chiar dacă colegul e mai mic, să încerce să reușească. Fiindcă până la urmă, important e viața pacientului, important este succesul intervenției, a succesul intervenției se face în echipă, nu se face individual. Îmi place foarte mult să vă aud vorbind astfel, de fapt știu că astfel și lucrați, pentru că nu avem un film în care să vedem exact cum lucrează în echipă medicii din România, dar știu clar că filmele pe care le vedem la televizor, în care adesea vedem echipele medicale, exact asta arată echipa. Niciodată medicul nu este singur, medicul de o anumită specialitate nu este singur. El întotdeauna se sfătuiește cu medicii din alte specialități pentru că niciodată nu se știe ce surpriză poate oferi pacientul respectiv, care este până la urmă un bolnav unic. Domnule profesor, pentru că ați vorbit de acest an greu și nu putem trece peste el pentru că nici nu știm ce an greu ne poate aștepta încă, aș vrea să îmi spuneți, vă rog, pentru pacientul cu suferință cardiacă, acest an a fost un an foarte greu, știind că după suferința pulmonară, suferința cardiacă a fost aceea a doua citată, ca gravitate, poate chiar mortalitatea a crescut mai mult decât în cazul cancerului. De ce a fost atât de mult afectată inima, vasele, din cauza acestei infecții? Sunt două motive principale. În primul rând, bolile cardiovasculare, prin anumite mecanisme ciudate, au crescut riscul de a face infecția cu SARS-CoV-2. Și-au crescut riscul, probabil, alături de bolile pulmonare și de cancer, au fost bolile care au crescut cel mai mult riscul de a face infecția cu SARS-CoV-2. Cu alte cuvinte, pacienții cu boli cardiovasculare au fost cei mai susceptibili de a face infecție. Ceea ce s-a și constatat peste tot în lume. Și știm asta. În al doilea rând, în momentul în care un pacient cu o boală cardiovasculară preexistentă a făcut COVID-19, deci boala, evoluția a fost mult mai proastă. Mortalitatea a fost cam de 3 ori mai mare, iar rata de complicații a fost cam de 5 ori mai mare. Și asta iarăși datorită unor mecanisme ciudate prin care virusul acționează cum acționează și bolile cardiovasculare. Există o oarece asemănare prin diferitele proteine pe care le folosește virusul să pătrundă în celulă cu bolile cardiovasculare și cu mediatorii care apar în bolile cardiovasculare. Și ca atare, aceste două lucruri au determinat ca pacienții cu boli cardiovasculare să facă mai frecvent infecția și să facă infecții mai grave, dacă nu chiar mortale. Așa pe scurt. Au fost vulnerabili, mult mai vulnerabili decât celelalte categorii. Nu este singura boală infecțioasă, nu este singurul virus care afectează inima. În general, cardiacii sunt mult mai sensibili atunci când vorbim de alte infecții. Afectează mai grav inima o boală infecțioasă. De ce? Și gripa se întâmplă același exact. Lucru, de aceea tot... La ea mă tot gândeam și exact, de aceea, practic, schemele noastre de tratament și de prevenție ale bolilor cardiovasculare includ și vaccinarea antigripală, tocmai din motivul ăsta, fiindcă pacienții cu boli cardiovasculare, în momentul în care fac o formă de gripă, fac forme severe, mult mai frecvent, chiar forme mortale. Pacienții cu boli cardiovasculare sunt, indiferent de boala cardiovasculară până la urmă, sunt mult mai susceptibili la a evolua prost în cazul unei agresiuni de orice fel, mai ales o agresiune infecțioasă, fie că este o agresiune virală, fie că este o agresiune microbiană. De aceea, toate aceste infecții, chiar infecțiile intercurente, infecțiile obișnuite de toamnă, primăvară, pe care le fac acești pacienți, noi le spunem, fiți atenți, tratați-le din timp, nu folosiți aiurea antibiotice, fiindcă asta nu face decât să selecteze germeni și mai rezistenți și mai
puternici, dar folosiți anumite antiinflamatoare. Vedeți care e antiinflamatoare? Că și aici este o întreagă problemă. Adică conexiunile și interconexiunile sunt atât de puternice încât de multe ori e foarte greu să tratezi o patologie infecțioasă la un pacient cu o boală cardiovasculară, iar legătura noastră cu colegii infecționiști e foarte strânsă din acest punct de vedere. Foarte. Noi avem doi medici infecționiști foarte, foarte buni și dedicați care vin să ne vadă pacienții pe secție. Noi comunicăm în permanență cu spitalele de boli infecțioase, și cu Victor Babes și cu Spitalul Balș și cu colegii de acolo cu care suntem prieteni de ani și ani de zile și comunicăm cu ei și ajutăm în momentul în care e vorba de o patologie cardiovasculară asociată, fiindcă e foarte, foarte greu să te descurci între aceste mecanisme foarte ciudate care se intercondiționează în cele două patologii. Știți că se spunea în popor că a făcut infecție la inimă și a murit. Acum, care ar fi mecanismul prin care această infecție atacă, de fapt, vasele, atacă mușchiul? Vă referiți la SARS-CoV-2, adică la virusul în sine? Mecanismele sunt în special generate de ceea ce virusul generează la nivelul întregului organism, și anume furtuna inflamatorie. Da. Atunci furtuna inflamatorie e cea care mediază, pe de o parte, afectarea cardiacă, pe de o parte, afectarea vasculară, pe de altă parte, afectarea trombotică, de care știm foarte bine tulburările de ritm care apar și, în final, insuficiența cardiacă. E drept că există cazuri în care virusul atacă direct mușchiul cardiac și apare miocardita virală, exact așa cum apare și în cazul altor categorii de virus. Dar mai rar se întâmplă acest lucru. De obicei, mecanismul principal e tocmai această furtună inflamatorie pe care virusul o generează, boala o generează, COVID-19 o generează în întregul organism. Și odată mușchiul afectat, pentru că, sigur, este mai rar, așa cum ați spus, dar există, nu poate fi ignorat. Există tratament? Se poate rezolva problema? Se vindecă sau rămâne cu o cicatrice acolo care nu se poate vindeca și devine un pacient cronic pe veci? Și. Din păcate, ambele evoluții sunt posibile și sunt posibile în cazul multor afectări virale ale mușchiului inimii. Miocardite, cum se numesc ele. Ite e sufixul pentru inflamație. Miocard, adică inflamația miocardului, de aici denumirea de miocardită. Multe miocardite se vindecă, într-adevăr. Adică sunt miocardite care afectează oarecum așa parcelar, ca un puzzle, mușchiul inimii și se vindecă încet, încet, fără să creeze sechele importante din punct de vedere funcțional pe termen lung. Altele, din păcate, se vindecă cu defect, creează fibroză la nivelul mușchiului inimii, creează sechele pe termen lung și evoluează în câțiva ani spre o formă gravă de ceea ce numim cardiomiopatie și insuficiență cardiacă și de multe ori pacienții aceștia au nevoie de transplant. Ceea ce s-a spus mai mult în această perioadă era furtuna, afectarea vaselor de sânge în general și de aceea spunea că de fapt este o suferință multiorgan, nu poți să o localizezi neapărat într-o anumită zonă din corp atât timp cât vorbim de vasele de sânge. Este diferită totuși de gripă? Avem în gripă astfel de furtuni care chiar să afecteze vasele de sânge de o asemenea amploare precum acest virus, domnule profesor? Infecția cu SARS-CoV-2 e diferită de orice. Adică noi medicii și eu un consens în rândul tuturor specialităților nu am mai văzut așa ceva. Adică odată gravitatea și modul rapid în care poate evolua boala, pe de altă parte modul total imposibil de prezis al bolii, uneori chiar spre forme de vindecare la care nu te mai aștepți să se vindece. Acum, ceea ce începem să învățăm și să studiem, tot ceea ce se întâmplă după ce ai avut boala, tot acest sindrom post-COVID despre care știm foarte, foarte puțin și de-abia acum începem să le lucidăm și probabil că vor dura ani de zile până când vom ști toate elementele ale acestui sindrom post-COVID. Deci e cu totul altceva. Nu seamănă cu ceea ce știm până acum. De aceea
boala este într-adevăr un element de cercetare fantastic și de la început a fost așa. Și noi suntem alături de alte colective și încercăm să elucidăm diferite aspecte ale acestei boli și răspunsurile, din păcate, sunt puține și va mai dura până când o să le avem pe toate. Spuneți-mi, în acest an, care au fost cele mai frecvente suferințe cardiace cu care v-ați confruntat în spital? Au fost cele cunoscute, au fost deja agravări ale celor deja existente, cum am discutat? A fost faptul că pacientul cronic, într-un fel, a fost vitregit, ca să fim sinceri, și nu a mai putut ajunge la spital așa cum ar fi ajuns în alte condiții? Două categorii. Pe de o parte, patologia acută, care evident că a dus pacientul la medic. Că da. Dacă începe să te doară în piept și te doare și te doare și te doare din ce în ce mai rău și respiri greu, până la urmă, indiferent de teama pe care ai fi avut-o de infecția cu COVID, vii la spital și ajungi la medic. Și într-adevăr, patologia acută, sindromele coronariene acute, infarctele, edemele pulmonare acute, au fost prima cauză care a adus pacienții la spital. Din păcate, a doua categorie a fost exact ceea ce spuneți. Pacienți care au așteptat acasă, care au avut această teamă că venind în spital se vor contamina sau că nu vor fi tratați corespunzător sau că spitalele sunt pline de pacienți COVID și nu o să-i primească. Și atunci au stat acasă și au venit în stadii destul de severe și avem în continuare, avem în secție pacienți cu forme severe de boală care sunt mult, mult mai greu de tratat, necesită durată lungă de spitalizare, tratamente scumpe și nu întotdeauna recuperarea este ceea ce ne-am dorit noi, adică cât mai completă cu putință. Așa că aceste două categorii au fost pe primul plan. De altfel, știm că în întreaga lume numărul de pacienți cu boli cardiovasculare, internarea lor s-a redus cam cu o treime. Și motivele principale au fost tocmai această teamă că dacă te duci în spital te contaminezi cu virusul SARS-CoV-2. Teamă care practic la noi în spitalul universitar am rezolvat-o foarte repede, fiindcă din păcate, pe de o parte, am fost printre primii la care personalul medical s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a trebuit să reacționăm în acest sens. Din fericire, având această experiență negativă, am știut cum să ne facem circuitele, cum să facem toate protocoalele necesare în așa fel încât ulterior acest lucru să nu se mai întâmple. Și deși am fost loviți la începutul pandemiei, fiindcă n-am știut de unde ne vine lovitura, după aceea ne-am reorganizat și ne-am regrupat și am făcut niște circuite și niște protocoale foarte, foarte solide la nivel de spital și rata de infectări în spital a scăzut extrem de mult. Extrem de mult a scăzut și am avut această șansă de a avea aceste circuite complet separate prin care am putut să izolăm pacienții și să prevenim ca pacienții să se îmbolnăvească în spital, să prevenim ca personalul să se îmbolnăvească în spital și să putem să ne desfășurăm o activitate cât mai normală cu putință. Ați putea descrie acum simptomele de care orice om ar trebui să țină cont atunci când vorbim de o suferință cardiacă? Ați amintit deja câteva dintre ele, aceea cu durerea în piept, aceasta care poate radia în umăr sau... Știți, de regulă, ele sunt cunoscute, dar au o particularitate, pentru că te poate durea în piept de la foarte multe, și din coloană te poate durea în piept, sau stomacul, bine, de asemenea, dă suferință în zona aceasta. Totuși, o particularitate suferințele inimii. Cam care ar fi acele simptome pe care totuși ar trebui să le luăm în seamă? Păi, durerea, respirația grea, palpitațiile, ca să le spunem pe primele trei, cele mai importante. De lungă durată, durerea este cea mai importantă, fiindcă durerea, în spatele durerii, până când faci o electrocardiogramă și constați că nu e infarct, până atunci cel mai bine să consider că e o suspiciune de infarct de miocard. Și durerea, acum
apare, noi am tot promovat cu ajutorul marelui actor Florin Zanfirescu acel video pe toate televiziunile. El redă senzațional durerea de infarct care apare exact în mijlocul pieptului, extrem de intens, onor merge în gât, te strânge, te lasă să respir ca lumea, transpir și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri sunt caracteristici principale ale durerii, dar durerea poate să fie de multe ori să nu fie atât de tipică, în special la pacienții cu diabet zaharat, așa că mesajul ar fi că orice durere care apare în zona pieptului și mai ales în zona centrală a pieptului, nu atât înspre stânga, cât mai ales în zona centrală a pieptului, până la proba contrară trebuie să fie considerată o durere de inimă și trebuie să ducă pacientul la un medic pentru a face o electrocardiogramă și a vedea dacă într-adevăr este durere de inimă sau nu. În al doilea rând, respirația grea. Respirația grea, de multe ori, este legată de ceea ce numim insuficiența cardiacă, adică incapacitatea inimii de a pompa sângele. Așa că, iarăși, mai ales dacă apare brusc un episod de respirație grea, iarăși trebuie să mergi la medic, fiindcă în spate poate să fie o patologie cardiovasculară severă care trebuie un diagnostic și un tratament rapid. Palpitațiile, faptul că simți că inima ți se zbate în piept, nu că ți se zbate din când în când, faptul că ți se zbate repede, că ți se zbate neregulat și care poate semnifica o aritmie, deci o tulburare de ritm sau o tulburare de conducere a inimii, iarăși e un element important, un simptom important care trebuie să ducă pacientul la medic. Umflăturile care apar la nivelul membrelor inferioare, edemele, iarăși pot reprezenta un semn al unei agravări, al unei insuficiențe cardiace și iarăși trebuie să ducă pacientul către un medic pentru a putea fi evaluate corespunzător. Adică sunt 3-4 simptome esențiale care, mai ales dacă apar brusc, ca o situație acută, trebuie să determine pacientul să meargă către medic. Ar putea fi manifestări digestive? Știam un caz care a plecat de la o manifestare digestivă, a ajuns la dumneavoastră în clinică și s-a trezit că de fapt era o suferință cardiacă. Cum se leagă acest lucru? Acum știm că există infarcte care au fost operate de ulcer, știm că sunt ulcere care au ajuns pe cardiologie până când s-a crezut că sunt infarcte și până când s-a demonstrat că de fapt era o patologie digestivă. Evident că zona asta cu zona asta sunt foarte apropiate și un infarct, mai ales dacă afectează peretele inferioare al inimii, uneori doare ceva mai jos și poate să semene cu o durere digestivă, o durere gastrică. Invers, iarăși o durere gastrică, chiar un ulcer poate să iradieze retrosternal și să semene cu un infarct. Adică de-aia spun, orice durere în zona asta e bine în primul rând să elimini infarctul. După aia, ulcerul e o patologie care se tratează altfel și poți să mai aștepți. Dar de infarct se moare repede. Sau există riscul să moară repede. Domnule profesor, am ajuns aproape de final. Aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Principalul mesaj este să fiți atenți la sănătatea inimii dumneavoastră, fiindcă până la urmă inima este lucrul cel mai de preț pe care îl avem și de care trebuie să avem grijă. Adică să nu fumăm, să ne controlăm cât mai bine tensiunea arterială, să avem grijă de glicemie, să avem grijă de colesterol. Sunt lucruri esențiale pe care trebuie să le facem în așa fel încât să avem grijă de inima noastră și așa cum e titlul programului de screening pe care îl avem la nivel național, totul pentru inima ta. Foarte frumos titlul ați ales, într-adevăr, pentru că, așa cum spuneam încă de la început, până la urmă, inima poate să se îmbolnăvească zi de zi dacă nu știi să o prețuiești la justa evaluare, dacă nu-i dai ceea ce a spus până acum, că trebuie să primească și o stare de bine și o sănătate bună și o alimentație corectă și nu, în ultimul rând, mișcare. Exact. Pentru că ea, de fapt, ce este? O pompă care se mișcă continuu. Ce poate să-și dorească? Și ea vrea tot același lucru ca să poată să pompeze corect. Să fie antrenată un pic. Să fie antrenată. Să nu stea. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor dr. Dragoș Vinereanu. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați fost alături ca de fiecare dată. Așadar, să nu lenevim. Să punem inima la treabă, dar de fapt nu s-o punem, pentru că ea este pusă. Să o ajutăm să-i fie bine.
și o putem face simplu, în fiecare zi, făcând puțină mișcare și gândindu-ne atunci când vrem să mâncăm ceva care nu este chiar sănătos. Haide mai bine să renunțăm, să-i dăm ceea ce merită, pentru că fără de ea nu mai suntem. Vă mulțumesc încă o dată și nu uitați, prețuiți sănătatea!